Fermierii și transportatorii din tabăra de la Fumați nu au renunțat deocamdată la proteste, sunt însă din ce în ce mai puțini și mai obosiți și cer întăriri de la colegilor din țară. Ba chiar îi acuză de trădare pe fermierii din Timișoara care au pus capăt aseară protestelor. Cei de la Timișoara, o parte dintre cei care au trădat, oameni de la alte județe care au venit pe la spate să negocieze promisiuni scrise, sunteți slabi, oameni buni, foarte slabi. România are nevoie de oameni care să vină cu soluții, nu cu promisiuni. Aceste promisiuni de 34 de ani le căpătăm și rămânem cu ele. Este o chestiune foarte gravă atât timp cât siguranța alimentară a României. Am observat că și domnul prim-ministru al României a recunoscut acest lucru dându-ne dreptate. Îi interesează pe Europa și pe ai noștri parlamentari și guvernanți situația investitorilor străini. Da, investitorilor români, când vă interesează, apărați interesele altor țări. Ce să credem despre voi? Că sunteți ai noștri, ni s-a spus mereu că nu se poate. Încetați cu această chestie. Se poate dacă se vrea. Trebuie să ne spuneți cum se poate, că v-ați asumat guvernarea acestei țări. Nu veniți la negocieri cu noi, nu e nicio problemă. Nu mergem și noi la voi, dacă nu ne doriți.